Episcopul și mitropolitul nostru Teofan, împreună cu toți arhierei ortodoxi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. De bine credinciosul popor român de pretutinde, toți cârmuitorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, voastre acei viitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Noștri preoți, romanati, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Ctitorii Sfântului locașului acestuia, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Ectitorii, militori și binevedători acestui sunt locaș, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. De ce adormiți dintre neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, ctitori ai Sfântului locașului acestuia și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Lui, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.